Emisiunea vă este oferită de Casa Plant, divizia de vânzări online a grupului de firme Glisando. Bună seara, doamnelor și domnilor, bun găsit la emisiunea Ce vor plantele. Începem săptămâna cu gânduri bune pentru dumneavoastră, să sperăm că și vremea va fi bună cu noi și ne va ocoli temperatura scăzută care posibil să afecteze pomii fructiferi cu floarea deschisă. Pentru cei care nu au floarea deschisă, o să venim cu recomandări în cadrul acestei emisiuni, tocmai în încercarea de a mai salva puțin din rod, pentru că vă spuneam că acest moment respectiv înflorirea sau florile deschise sunt cele mai predispuse organe ale plantelor la temperaturile scăzute, chiar și pozitive. Dar discutăm mai multe pe această temă și evident vă răspundem și întrebărilor sosite pe adresa de e-mail și la cele două numere de telefon, atât eu cât și invitatul emisiunii, dr. inginer Horia Ghibu, specialist în protecția plantelor. Bună seara, bine ați revenit! Bună seara, bine v-am găsit! Am amintit așadar de cele două numere de telefon. Haideți să nu vă mai lăsăm să așteptați și să vă spunem bună seara. Sunteți în direct. Română. Bună seara. Trei, domnul doctor inginer. Trei și dumneavoastră. Domnul inginer, am pus geliasor la pom. Da. Trebuie să repet. Deci la pomii fructiferi se aplică de două sau de trei ori pe an. Da. Da. La ce interval, domnule? De preferat în prima parte, până în luna iunie, după care nu mai recomand pentru că dă o creștere foarte mare. Domnule, și între timp pot să dau și cu foliar? Puteți. Pe perioada de vegetație, când pomul este în dezvoltare, puteți să dați cu foliplant în combinație și cu produsele care combat rapănul, făinarea, afidele, alt dăunători. Nu este nicio problemă. Molia pieliței. Da. Și încă o întrebare, domnul inginer. Da. Am stropit piersicii la butonul roz. Da. Și am făcut un amestec cu corus. Da. Un insecticid și am pus și un pe bază de cupru cer. Da, perfect. E bine. Perfect. Da, bine, e bine, mulțumesc. E bine, sănătate. Multă sănătate, vă dorim. Alo, bună seara, vă ascultăm, sunteți în direct. Alo? Bună seara, vă ascultăm. Bună seara. Bună seara. Cu domnul inginer și cu doamna Cristina. Vă ascult, sunteți în direct. Da? No, bine, vă mulțumesc. Am niște plante de aici, de lângă Dej. Da, spuneți. Niște plante în casă. Și am făcut cu foliar, cu îngrășământ, cu calciu. Așa. Și am scat frunzele pe din jos. Ce să mai nu din cauza aia. Dumneavoastră să încercați să stropiți plantele cu produsul albit. Ați creat o problemă acolo, un stres. Da, un stres. Că strobesticat din ele. Da, deci probabil că ați încercat să faceți ceva bine și ați greșit. Dar nu este nicio problemă. Deci stresul ăsta poate fi eliminat fie cu produsul albit, fie cu produsul amalgerol. Am albit. Dacă aveți albit, atunci faceți o soluție un pic mai concentrată, o fiolă din aceea, o puneți în 5 litri de apă. În 5 litri de apă. Și puteți să faceți tratamentul și să repetați la o săptămână, își revin plantele. No, bine. Domnul inginer, dacă din fiola aia... Cum? Că n-am atâta să ud cu 5 litri. Pot să ud, pot să las în fiolă sau să scot din albit?
Puteți să lăsați în fiolă, dar dacă faceți numai cu albit, puteți să-l dizolvați în apă și soluția aia să nu amestecați cu nimic. Și atunci puteți să o rețineți o lună de zile. Bine, vă mulțumesc foarte sănătate. Mult. Multă sănătate vă dorim. Alo, bună seara, vă ascultăm, sunteți în direct. Sărăună, să trăiți, domnul. Trăiți și dumneavoastră. Pentru persăc am luat silit și dacă mai trebuie și insecticid. Dacă da, cu ce? Numai ce insecticid? Insecticidul, numai dacă este cazul, de regulă, când se aplică silitul, în perioada aceea nu sunt păduc de frunză pe... O să vedeți. El a înflorit, l-am scăpat. Acum când trebuie să dau? Deci dumneavoastră cu silitul îl aplicați când plantele, deci caisul, piersicul sau nectarinul au, da, frunze de mărimea unui ou de porumbel sau un pic mai mari. Am înțeles, da. Se la dă... păr, la măr merge? Merge și acolo, că și pe măr se pot întâmpla să fie bășicări, dar da. Mai rar. Mai rar. Silitul vă ajută la rapăn la măr. Da. Bine, vă mulțumesc frumos! Sănătate. Multă sănătate vă dorim! Bionat Plus este un îngrășământ foliar cu extract natural din plante cu rol biostimulator. Folosește Bionat Plus la toate culturile. Apropo de înflorit, pentru că tot a spus telespectatorul Adineor că sunt anumiți pomi care sunt cu floarea deschisă, vreau să-l rog pe domnul Ghibiu să ne facă câteva recomandări în ceea ce privește diferența între fenofaze sau unde să nu greșim sau cum putem să suplinim anumite deficiențe. Eu vă spun doar atât și repet, floarea este cel mai sensibil organ al unei plante, motiv pentru care poate să sufere și la 4 grade cu plus, nu neapărat trebuie să ne ducem la temperaturi cu minus, astfel încât floarea să fie afectată. Respectiv, în momentul florilor deschise, dacă survin temperaturi scăzute, nu neapărat că îngheață floarea, ci polenul nu se maturează, motiv pentru care florile nu se fecundează și nu obținem fructe. De asta sunt periculoase temperaturile scăzute, chiar și pozitive. În cazul în care, vreau să-l întreb pe domnul Ghibu, dacă avem pomi cu florile deschise, nu este recomandat să facem niciun tratament pe floarea deschisă, nici cu insecticid, nici cu fungicid? Este hazardant să facem. Și nici măcar cu soluția anti-îngheț. Da. Posibil să ne mai salveze dacă nu durează temperaturile scăzute decât o noapte sau o zi, posibil să ne mai salveze albitul sau amalgerolul. Astea se pot aplica pentru că amândouă sunt produse bio și pot fi aplicate în orice moment. În cazul în care avem pomi care au pornit în vegetație și sunt în faza, fie de mugure, fie în repaus vegetativ total, fie în mugurele plezniți sau în faza de boboc floral, putem să mai aplicăm înainte, atunci când se anunță temperaturi scăzute, soluția cupric anti-îngheț. Sigur, soluția anti-îngheț tip MIF se poate aplica, dar să nu fie floarea deschisă. Este important de știut, chiar și astăzi am avut niște discuții pe această temă, pe floarea deschisă, adică nu mai putem salva nimic din floarea deschisă, polenul fiind expus temperaturilor scăzute. Deci, în cazul în care se anunță acum în toată țara temperaturi destul de coborâte, soluția cupric anti-îngheț de la Mifalchin vă mai salvează în cazul pomilor sau a plantelor care nu au inflorescențele deschise. Puteți aplica soluția cupric anti-îngheț și pe vegetație, schimbând dozele, dar salvează planta, dar nu neapărat floarea. Polenul la floare este cel mai sensibil. Și mai este și o metodă folosită de foarte multă vreme. Dacă aveți resturi vegetale cu care puteți să faceți fum în 3-4 locuri, 5 și, bineînțeles, supravegheat, fără să facă flacără, puteți să faceți fum și fumul respectiv creează o perdea de protecție. Este chiar indicat să faceți treaba asta și nu faceți rău. Da, face o ceață la nivelul coroanei pomilor și menține temperatura. Mai ales când se anunță frigul, deci smocul ăsta rămâne jos.
Alo, bună seara, vă ascultăm, sunteți în direct. Alo. Bună seara, vă ascultăm. Să rămână, bună seara. Bună seara. Intenționam să vă întreb dacă pot să tratez piersicii care i-am tăiat de curând, chiar ieri. Da. Dar am înțeles din relatarea dumneavoastră anterioară că atunci când sunt în floare nu mai trebuie făcut niciun tratament. Mai ales la caiz, piersici și nectarini sunt niște plante extrem de sensibile. Am înțeles. Deci eu i-am de 2 ani îi tai piersicii în floare. Așa. Și m-am gândit că ar fi potrivit să-i tratez așa cum spuneați dumneavoastră mai de mult, că pomii după ce se taie trebuie tratați pentru a nu fi atacați. Păi da, dar... Deci acolo ați greșit. Deci niciodată pomii nu se taie când îți porniți în vegetație, pentru că el emite seva până la tăietura acolo. Pe tăietura respectivă pot să se instaleze în decurs de o săptămână, două, trei, bacterii, virus, ciuperci și creează o problemă. De aceea se spune, tăierile care se fac, fie de întreținere, fie de regenerare, se fac în momentul repausului vegetativ, când nu circulă seva. Domnul profesor, da. Vreau cu tot respectul, eu așa am tăiat pomii. Deci toți ceilalți pomi i-am tăiat în repaus vegetativ, i-am tratat, așa cum a spus și dumneavoastră, dar piersicii am văzut pe internet că se recomandă să se taie și în floare. Dumneavoastră... Orice pom se recomandă, adică se poate tăia oricând. Se recomandă caisul și piersicul să se taie în verde, nu în repaus vegetativ. Dar... eu vă întreb pe dumneavoastră, îl tăiați în floare și ce tratament aplicați pe floare? Păi asta era întrebarea. Păi să vă răspundă internetul. A, da, am înțeles. Ați înțeles? Vreau să vă spun, nu numai pentru dumneavoastră, vreau să vă spun ceva. Să știți că sunt și persoane care pe undeva eu mai urmăresc și eu mă mai uit și eu pe telefon că n-am ce face și mă mai uit și mă și enervez câteodată când văd un neavenit că susține niște prostii și niște măgării mai mari ca el. Dar eu v-am spus, dumneavoastră încercați și una și alta și vedeți care vă spun. Noi de-aia suntem aici, să vă ferim de asemenea neaveniți. Plus că posibil să existe tehnologii noi sau altfel de tehnologii. V-am spus și pomicultura și tăierile, în special la pomi, sunt ca și limba română. Orice om privește pomul, taie diferit, dar același rezultat obține. Ideea este următoarea. Sfaturile noastre pentru dumneavoastră sunt cât mai simpliste și să vă descurce, nu să vă încurce. Sunt de acord cu orice tehnologie și nouă. Și probleme. Orice tehnologie nouă este binevenită când este aplicată corect și măsurile ulterioare sunt luate corect. Dar noi nu putem lua o frântură dintr-o tehnologie nouă și restul să nu mai facem nimic. Înțelegeți? Am înțeles. Vă mulțumesc frumos! Cu multă sănătate vă doresc! M-am edificat! Puteți să faceți după ce cade floarea, sunt de acord să tăiați și în floare, faceți cum vreți dumneavoastră, dar așteptați cu tratamentul cu produs pe bază de cupru pentru stoparea bolilor care se pot instala pe rănile făcute în urma tăierilor, imediat la căderea petalelor. Pentru că cupru, la fel cum defoliază, poate să vă și ardă florile. Eu n-am făcut tratamentul, tocmai de asta am rămas puțin... Am înțeles. Vulnerabilizați cu tăierile acestea în vegetație, vulnerabilizați puțin pomul. Posibil să nu se întâmple nimic, este și la noroc. Dar există o vulnerabilitate acolo. Da, am înțeles, vă mulțumesc frumos. Multă sănătate vă dorim. Alo, bună seara, vă ascultăm, sunteți în direct. Alo. Bună seara. Alo. Vă ascultăm, bună seara. Am revenit, doamna Cristina. Domnule, am niște teldor. La ce pot să folosesc? Ce anume?
Are teldor și la ce până la putregai? Teldorul îl puteți folosi pentru putregaiul cenușiu, inclusiv la pomii fructiferi, viță de vie, da, legume. Da. La ce, în ce fază, domnule? Deci, când fructifică, când încep să se dezvolte fructele, de regulă noi l-am promovat în legumicultură cu rezultate remarcabile, dar poate fi aplicat și la prun, și la cireș, și la vișin, și la vița de vie în special, pentru putregaiul cenușiu. Este un produs foarte bun. Da. Mai aveți... No, bine. Mulțumesc! Multă sănătate, sănătate vă dorim! Alo, bună seara, vă ascultăm! Alo, bună seara! Bună seara. Bună seara. Oricum ne-ați răspuns la prima întrebare cu stropitul cu floare de îngheț, dar acum vreau să vă întreb altceva, că am niște lucruri cumpărate care nu mai știu la ce să le folosesc. Spuneți! Silver Gold. E absolvant la ce? Pot să-l folosesc? Nu am înțeles... Vopsesc pomni și să pun lângă teracalcol? Cum i-a spus la substanță? Poftim? Cum i-a spus la... Silvet Gold. Cu dublu V. Silvet Gold. Ne uitam acum să vedem despre ce produs. Eu l-am privit și a spus că e absolvant, dar eu nu am... Da, e adjuvant, da. Ăla poate fi utilizat când dumneavoastră fie că stropiți, fie că faceți soluția cu teracalco pentru văruirea pomilor. Da, pentru asta v-am întrebat. Da. Și pentru aia și se poate amesteca, se poate pune în combinații cu un fungicid și cu insecticidele și cu îngreșămintele foliare și asigură o împrăștiere, o dispersare mai bună pe suprafața frunzelor, a produselor de tratament, deci și lipirea lor. Ca să înțelegeți, cu Bravo? Nu, Bravo este altceva. Ca să spun mai pe românește, cum v-a spus Cristina, soluția respectivă, în combinație cu produsele de uz fitosanitar, întinde soluția exact așa ca și vopseaua lovitură de ciocan. Întinde pe frunză și are o protecție mai mare frunza. Și frunza absorbe mai bine produsele de tratament. Da. Și atunci cu teracalcol poți să-l folosești. Da, sigur, da. Îl puteți folosi ca adjuvant, lipește foarte bine soluția pe pom și are o durabilitate de aproximativ 2 ani. Bun, mulțumesc! Și am luat mai de mult anul trecut Toptin Extra. Da. Și nu mai știu la ce să-l folosesc. Este lichid? Nu, e praf. E praf. Puteți să-l folosiți în legumicultură 10 grame în 10 litri de apă sau puteți, dacă n-ați semănat fasolea, n-ați semănat, semințe de morcov, pătrunjel, ceapă, usturoi, puteți să faceți tratamentul la bulbii de ceapă, la cățăii de usturoi cu produsul respectiv. Îl udați puțin bulbii de ceapă și pudrați. Nu, eu am făcut aia, deci ăsta atunci nu-l mai pot folosi. Îl puteți folosi în continuare, în combinație la tratament pe vegetație. Puteți să stropiți frunzele la plante. Da, da, da. Și mai am primit unul care eu nu prea am folosit, Crop Max. Da, este un îngrășământ foliar bio. Da. Da. Și atunci 20 de mililitri la 10 litri de da, apă? Da, da. Îi scrie la pe ambalaj. Scrie... Da, la orice pom și la orice floare, da? La orice plantă. De regulă se folosește în plantele ornamentale în casă. Nu are, da. Nu are miros, nu deranjează cu nimica. Da. No, mulțumesc, mie mi-a fost cel mai important pentru cai și persic o dat în floare și în gheață, dar am spus înainte și vă mulțumesc. Sănătate. O mare drag, multă sănătate vă dorim. Alo, bună seara, vă ascultăm, stăți în direct. Bună seara. Aș dori să vă întreb dacă am înțeles bine.
pentru pomii fructiferi, odată apărute florile, nu mai poate fi folosit niciun insecticid, niciun fungicid. Doar după ce se scutură petalele, să înțeleg. Să ne înțelegem. Se poate folosi orice, dar dacă dumneavoastră folosiți insecticid pe floarea deschisă, nu mai vin albinele, iar polenizarea scade făcându-se doar prin vânt. Sau dacă vin albinele, veți mânca miere cu insecticide. Asta este motivul pentru care noi vrem să facem tratamentele corect și să nu punem nici viața noastră, nici viața albinelor în pericol. De ce am vrea noi să facem tratament fix cu floarea deschisă? Când avem la dispoziție aproape un an fără 3 săptămâni, la dispoziție să facem restul tratamentelor. Nici nu durează 3 săptămâni înflorit. În 4-5 zile florile se polenizează și ele atunci sunt vizitate de albine. Însă acolo unde chiar doriți să faceți tratamentele respective, puteți să folosiți produsul Mavric și îl folosiți în felul următor. Fie că faceți tratamentul mai de dimineață înainte de a porni albinele sau după masă, după ce ele s-au retras. Albina nu înceapă frunza ca să mănânce sau să... Ea linge apa pe care dumneavoastră o combinați cu produsele de uz fitosanitar și atunci se întâmplă necaz la albine. Este imperios necesar să faceți acest tratament? Adică aveți o problemă atât de gravă cu bolile și dăunătorii? Din păcate, da, dar sunt dispusă să renunț dacă nu e bine. Eu v-am care sunt problemele? Acum sunt pomii în floare, că despre asta discutăm, da? Ce probleme aveți acum de musai faceți tratament? Acum nu, dar au fost anul trecut foarte grave. Am înțeles. Puteați să faceți tratamentele până în faza de boboc. Lăsați o săptămână să-și facă treaba floarea, să sperăm că și scapă de temperaturile scăzute și reveniți cu tratamentele după căderea petalelor și le continuați toate cele necesare făcute corect. Evitați... După căderea petalelor la toate. Când încep să cadă primele petale, este cel mai indicat, atunci intervin dăunătorii și în special musca cepei, musca cireșelor, viesprea prunului. Sunt insecte care, dacă nu faceți tratamentul la timp, s-ar putea întâmpla, așa cum scrie cineva, că la 80-90% din căderea petalelor este târziu. Deci trebuie la începutul căderii petalelor. Înțeles. Nu se întâmplă, vă spun eu, nu se întâmplă în săptămâna asta când pomii sunt înfloriți, nu se întâmplă lucruri irreversibile. Da, pentru că este și rece. Pentru agricultură, dacă nu facem tratamentul în săptămâna înfloritului. La nicio cultură nu se face tratament pe înflorire. Am înțeles, dar de exemplu la cais deja au căzut petalele. Puteți să faceți tratamentul la cais. Da. Dacă aveți frunzulițe. Nu. Deci trebuie să aveți frunzulițe ca să faceți tratamentul. Eu am recomandat produsul Silit, cais, piese și nectarin, 20 de mililitri în 10 litri de apă, pentru boli problemă, cum ar fi, de exemplu, bășicarea. Da. Este un lucru foarte important, dar îl faceți când pomii au frunzulițe și sunt de mărimea unui ou de porumbel sau mai mari. Am înțeles. Da. Mai aveți întrebări? Multă sănătate vă dorim. Intrați și pe site-ul Casa Plant, vă spuneam, găsiți acolo o serie de pachete făcute special pe împărțite pe culturi, pom fructifer, semințoase, sâmburoase, legumicultură, viticultură, inclusiv arbuști fructiferi. Și aveți acolo și graficul de tratamente. O să vedeți inclusiv erbicidele recomandate pentru fiecare cultură, momentul aplicării fiecărui tratament. Și mă repet, poate a mia oară, tratamentele nu se fac după o dată calendaristică. În agricultură, tratamentele se declanșează în funcție de fenofaza de vegetație. Și de condițiile
climatice și favorabile. Vă spuneam, condițiile climatice sunt favorabile apariției bolilor și au dăunătorilor. Ele sunt cele care declanșează aceste mecanisme. Alo, bună seara, vă ascultăm, sunteți în direct. Română, doamna Cristina, să trăiți, domn profesor. Trăiți și dumneavoastră. Am și eu câteva întrebări. De exemplu, la presaturile de roșii. Da. Dacă fac previcurul și cu albitul, în ce procent să le dau? Deci previcurul trebuie neapărat o fiolă de 10 ml și s-o dizolvați în 2 litri de apă. Dacă sunt răsadurile în 4-6 frunze. Da, și albitul? Albitul puteți să puneți o fiolă în 5-6 litri de apă. Nu se întâmplă nimic. 2 ml respectiv. 2 ml. 2 ml. Deci pot să-l fac în procent la sticla de 2 litri? Da, sigur. Puteți să faceți și așa. În 2 litri puneți o jumătate de fiolă de albit și puneți 10 ml de previcur. Vă mulțumesc. A doua problemă. Da. De exemplu, am sub piersici o recoltă, de exemplu, de căpșuri sau diferite legume și dacă se dă cu silit, are ceva? Nu are absolut nimic. Trebuie respectat o pauză, bineînțeles. Nu se întâmplă nimic. Cu silit 60 de zile, pe orice plantă ajunge silitul 60 de zile până la recoltare. La căpșuni nu o să aveți, dar cantitatea de soluție care cade pe căpșuni este infimă. Deci a căzut, nu a stropivoit, a căzut. Nu, se cade din pom, ce se stropește. Înțeles. Nu se întâmplă mare. Am crezut că ați greșit și a stropit și căpșunii. Nu, ferească Dumnezeu. Și aceeași problemă, de exemplu, în câmp unde am pomicultură, am lucernă sub ei. Așa. După cât timp se poate lua? Lucerna? Lucerna se poate lua la 20 de zile, la 30 de zile, nu este nicio problemă. Nu la silit, mă refer, la substanțele care dau pe pom, pe pruni, pe mieri, pe... Nu se întâmplă nimica, deci dacă dumneavoastră faceți tratamentul și recoltați peste o săptămână, încă o săptămână lucerna mai stă să se usuce, o întorceți. Nu aveți nicio problemă cu... Că mai iau și proaspătă, mai dau la păsări, dar o las câteva zile. Lăsați-o, deci... evident. Nu dați a doua zi după ce a făcut tratamentele pe pomii fructiferi. Da, cel puțin o săptămână lăsați și după aceea recoltați și dați la păsări. Am înțeles. De ea nu-i dăunătoare, deci nu. Nu. Vă mulțumesc, să trăiți. Multă sănătate. Alo, bună seara, vă ascultăm, sunteți în direct. Bună seara. Bună seara. Am și o întrebare. În afară de albit, care pot să-l prepar fiola de 2 ml cu 10 litri de apă și să folosesc doar o cantitate mai mică care mi-e necesară, pe care pot să o păstrez, alte fiole cu alte substanțe pot să le prepar la fel separat și să le păstrez și să-mi iau doza necesară? Puteți să folosesc, dar pentru ce vreți să îl dați? Că atunci spre exemplu, cu alte fiole, nu, cu 3 ml, cu 5 ml, dacă... Același raționament cum l-am propus la albit, să-l dizolve în apă și să mențină soluția gata dizolvată sigur în apă. Și apoi îmi iau un litru sau 2 litri, amargerolul, de altceva, în afară de amargerol care se dă separat. Păi și ce o să faceți? O să aveți, în loc să țineți în depozit fiole de 2 ml, o să țineți fiole de 2 litri? Doar de dragul de a mări volumul? Păi atunci o să arunc soluția. Păi nu aruncați soluția, normal, că să faceți preparați așa... cât aveți nevoie. Cum păi se... dacă împart 2 ml, să împart în 6 părți sau în 5 părți. Dar nu se întâmplă nimica dacă la albit sau la produsele de genul acesta creșteți un pic doza. Dar acum nu înseamnă că la fungicide o să dublați doza ca și la albit. Vorbim de niște produse care nu creează fitotoxicitate. Albitul, dacă îl puneți 2 ml, cum a spus adineaur domnul Ghibu, și în 5 litri de apă, nu creează fitotoxicitate. Nici într-un litru de apă nu creează probleme. La fel și amalgerolul. Dar nu, raționamentul acesta nu este valabil pentru fiecare produs. Cea mai bună soluție este să preparați soluția de care aveți nevoie atunci, să aruncați și să spălați bine pompele de stropit. Deci asta se referă la substanțele de uz fitosanitar, insecticide, fungicide. Asta, dacă le făceam, preparam în cantitate mai mare și să-mi iau... Dacă se întâmplă accidental
să preparați o soluție, de exemplu, de topsin și v-a rămas 2 litri, o puteți păstra până la tratamentul următor. Dar topsinul în combinație cu alt fungicid sau cu un insecticid nu-l mai puteți combinate, păstra. Nu combinate, separat. Am înțeles. Dacă se întâmplă accidental, dar eu nu vă recomand să vă umpleți dulapurile în loc de acele fiole mici, să vă apucați acum să le amestecați pe toate cu apă și să puneți în 5 litri, bidone de 5 litri pe raft. Adică, înțelegeți ce vă spun? Asta în situația în care tratamentele erau imediat următoare, într-o săptămână, că nu toți pomii înfloresc la fel și de asta. Da. Cum hotărâți dumneavoastră, v-am spus, raționamentul logic, unde să nu greșiți. Nici, da? Nu, da, nici nu este normal, pentru că sunt substanțe care se pot degrada în timp. Da, da, da. Și o să aveți probleme. Degradarea lor poate să producă fitotoxicitate. Vă mulțumesc mult de tot. Multă sănătate vă dorim. Alo, bună seara, vă ascultăm, sunteți în direct. Alo, bună seara, vă ascultăm. Sunt în direct. Da. Lucian, mă numesc, sunt din zona Bucureștiului. Puneți. Și am o problemă. Acum o săptămână am niște căpțiuni. Ieri a cald afară. Acum, săptămâna asta s-a anunțat că vor fi 0 grade, minus 1 grad. Cum se poate proceda să le protejez de înghet? Sau e o problemă dacă se ajunge la minus 1 grad? În cazul căpșunilor nu este o problemă. Căpșunele aveți în câmp deschis? Da. Nu puteți să puneți o folie peste ele în momentul în care survin temperaturi scăzute? Ba da, aș putea, dar nu știam dacă e suficient. Dar să vă spun, și hârtie puteți să puneți. Aha. Sunt acele folii de protecție împotriva temperaturilor scăzute, evident dacă suprafețele nu sunt de hectare, adică să nu faceți investiția în folie mai mult decât... Hârtie e foarte bine. 2 metri pătrați. Liniștit. M-am spus, hârtie. Dacă puneți hârtie, e suficient. Mi-a luat o piatră de pe inimă. Cum? Mi-a luat o piatră de pe inimă. Da. N-are rost să investiți în alte produse atâta timp cât suprafața e mică și orice puneți peste cultură. Căpșunul rezistă până la minus 10 grade, să știți. Ok. Nu știam că acum fiind plante tineri, abia plantate... Da, posibil să nu aibă înrădăcinarea. Nu se întâmplă nimic, da. Stați liniștit. Puneți-le Kinactiv Root ca să-l stimulați înrădăcinarea. Dacă proaspăt puse, udați-le cu o soluție de Kinactiv Root și stimulați culturile cu, aveți pachetul acela de Star AZ pregătit. Este un agent antistres fix care se adresează acestor stresuri create de temperaturile scăzute și un fertilizator foliar. De câte zile ești plantat? De 6 zile. Da. Ei, recomandat să-i protejați. Puneți hârtie peste el, că nu se întâmplă nimic. Vă mulțumesc foarte mult pentru sfaturi și emisiuni frumoase și îndelungate în continuare. Mulțumim, sănătate. Multă sănătate vă dorim. Alo, bună seara, vă ascultăm, sunteți în direct. Alo, bună seara, vă ascultăm, sunteți în direct. Alo. Mai facem o singură încercare, alo, bună seara, vă ascultăm. Dacă nu, o să trec la o recomandare importantă pentru mine din două perspective. Unul la mână, ajută și oamenii și animalele de companie, două ființe dragi mie. Perioada, nefiind o iarnă foarte friguroasă, căpușele oricum au un sistem de adaptabilitate fantastic, ne-am trezit inclusiv în iarnă și iar acum în brusc în primăvară cu o invazie masivă de căpușe. Vorbesc despre acest lucru pentru că în ultima perioadă aceste insecte parazite, respectiv acarieni, transmit o serie de boli. Până acum era discutabil că una la nu știu cât transmite boala Lyme sau babezioza la animale de companie. Din studiu veterinar vă spun că aproape 8 din 10 sunt cu babesioză și da, transmit această boală animalelor de companie. Niciodată nu se știe când te mușcă ce, mă rog, insectă este și trebuie neapărat să vă protejați. Și protecția asta se poate face foarte simplu dacă vă procurați din timp insecticide acaricide, gen Nisorun,
sau puteți să folosiți vertimecul sau vertabu sau floramite. Deci să cereți insecticide, acaricide, pentru că, mă rog, căpușa este un acarian și nu poate fi omorât chiar cu orice insecticid. Și neapărat atenție, eu vin cu câteva recomandări pentru dumneavoastră. Acolo unde puteți să întrețineți dumneavoastră spațiu verde, da, faceți aceste tratamente pe care le-a recomandat domnul Ghibu, pentru că este vorba de sănătatea noastră, a copiilor noștri și animalelor noastre de companie. Dar atunci când mergem în spații publice unde unele autorități uită sau nu știu cum să trateze acest subiect, s-ar putea să ne confruntăm cu neplăceri ca atare. Verificați întotdeauna animalul de companie și copilul sau pe dumneavoastră și să aveți această trusă de pensete de scos căpușă. Eu vă arăt două modele. Aceasta verde pe care vă arăt acum în prim plan este cu un sistem, cu o cutie care o puteți agăța la breloc, la pantaloni, la rucsacul cu care ieșiți în oraș. Iar aceasta este o trusă care conține trei pense de diferite dimensiuni și le aveți într-o cutie. Le puteți pune în poșetă, în torpedoul la mașină, în ușa de la mașină, neapărat atunci când vă deplasați în zone cu risc de căpușe, să aveți aceste dispozitive. Când mergeți într-o excursie, în spații verzi, și aveți mare grijă, chiar și în parcurile obișnuite, pentru că și acolo căpușa poate fi transportată de diferite animale, chiar și de animale de companie, nu mai vorbesc de animalele care n-au stăpân. De animale de companie, chiar de oameni, dacă noi frecventăm spații invadate de căpușe și vedem imediat, fără să ne verificăm, sau noi să avem pe haine sau pe corp aplicate acele spray-uri repelente, inclusiv noi suntem vectori acestor dăunători. De ce vă spuneam de aceste pense sau croșete de scos căpușele? Pentru că dacă s-a întâmplat acest accident și avem aceste croșete la noi, indiferent cât este de mică sau de mare căpușa, noi putem să o extragem. Cu cât o extragem din corpul nostru, al copilului sau animalului, mai repede, căpușa nu apucă să inoculeze acel ser care dă boala Lyme sau obesioza la animalele de companie. Cu cât stă mai puțin împlântată în piele, cu atât riscul scade sau este aproape spre zero. Peste 24-48 de ore când stă căpușa înfiptă în piele, încep să apară problemele. Căpușa trebuie dusă la verificat dacă este purtătoare de babesioză sau extirpată cu un țesut aferent înroșit în jurul mușcăturii. Este o problemă la care pun trei semne de exclamare, pentru că și boala Lyme și babesioza sunt extrem, extrem de dureroase și cu victime și neplăcute. Mari. Cu tratament îndelungat o să apară și alte fenomene. Și asta evident dacă nu este depistată. Dacă am stabilit că căpușa era purtătoare de boli, se face un tratament cu antibiotice, nu este chiar desperiat, dar eu mă simt nevoită să trag acest semnal de alarmă, pentru că unul la mână căpușele au devenit din ce în ce mai rezistente, doi la mână autoritățile nu sunt suficient de serioase încât să ratizeze, să aplice tratamente în spațiile de joacă, în spațiile publice. Să dezinsectizeze. Dezinsectizeze zonele înierbate. Și vă spun sincer, căpușă, am auzit inclusiv că i-a căzut unui copil după gât dintr-un pom. Deci că nu mai au nicio noimă și nicio logică acești dăunători. Alo, bună seara, vă ascultăm, sunteți în direct. Bună seara. Bună seara. Să rămână, doamna. Bună seara, vă ascultăm, sunteți în direct. Bună seara. Am mai două probleme, trei, dar urgent le spun ca să nu vă țin mult, că văd că se amână până putem vorbi. Da, deci, spune. Dacă am asta, viță de vie pe lângă gard și este ceva pir pe acolo, în gard, îi pot să dau cu total. N-am înțeles. Vița de vie de lângă gard, dacă este pir
În jurul viței de vie, dacă poate să dea cu total. Simplu, vă spun ceva, nu trebuie neapărat să folosiți produsul erbicidul total. Pentru monocotile donate la vița de vie puteți să aplicați Pantera, puteți să aplicați Agil, puteți să aplicați Leopard. Sunt produse care nu afectează vița de vie chiar dacă are frunze și accidental le stropiți. Da, sunt produse care... Am niște iarbă din asta grasă, cum se zice. Iarbă grasă. Unde am pus roșiile și s-au făcut ca și un covor. Cum pot să scap de ea? Acolo puteți să scăpați de ea fie cu erbicid total și îl aplicați la sol. Deci în... Cum? Când se poate da cu erbicid total? Deci terenul este gol sau este cu plante? Trebuie să l-am pregătit pentru a pune roșiile prin mai. E limpede. Vă spun cum trebuie să faceți ca să fie treaba bună. Dumneavoastră, da, când pregătiți terenul la roșii, deci eliminați toate buruienile, da? Da. După ce le-ați eliminat toate buruienile, folosiți un erbicid pe care vi-l spun eu. Ori Stomp Aqua. Stomp Aqua. Da. Ori Pendigan. Ori Pendisol. Da. Unul din ele. Da. Da? Și dacă am dat cu Pendisol, acum dacă am făcut amarat și am făcut cu freza, da, și am dat cu Pendisol, am făcut bine sau rău? Deci, dacă terenul este pregătit, nu mai aveți voie să faceți nicio altă lucrare, numai să faceți gaura unde puneți răsadul. Am înțeles. Nu mai aveți voie să mobilizați solul, pentru că stricați pelicula. Înainte a vorbit un domn și a spus așa că dacă folosim previcuri, la 2 litri de apă, se poate folosi în timp mai mult dacă pun o fiolă în 2 litri de apă și să o dau din când în când. Deci, eu am recomandat treaba asta din proprie experiență. La plantele care trebuie să le protejăm în răsadniță și au 4-6 frunze adevărate, este nevoie de o concentrație mai mare de previcur pentru a preveni apariția ciupercii Pythium de Barianum. Da. Însă, pe vegetație previcurul se folosește o fiolă de 10 ml la 10 litri de apă. Se poate folosi ca stimulator. Vreau să-l folosesc. Cum? Numai pentru răsad în solar vreau să-l folosesc. Numai pentru răsad în solar. Da, da. Și la... Spuneți. Da. La cais. Așa. Dacă am observat că unul dintre ei face are frunzele beșicate tare. Da. Și nu face fructe. Și vă rog să folosiți silitul. Îl folosiți în momentul când apar frunzele. Cum? Silitul. Silit. Un singur tratament pe an. Dar vă rog să-l folosiți la timp. Da. Deci când apar frunzuliți... În fiolă, în... Cum? N-am înțeles. Cum se comercializează? Și la litru se folosește. Dumneavoastră trebuie să folosiți 20 de mililitri la 10 litri de apă. Bine, domnule. Mulțumesc mult! Multă sănătate vă dorim. Alo, bună seara, vă ascultăm, sunteți în direct. Alo? Bună seara, vă ascultăm, sunteți în direct. Se pare că am pierdut... Mă aleargă colegii mei în cască. Vreau să vă reamintesc, apropo de răsaduri, să vă reamintesc că pe site-ul kertimag.ro aveți o gamă variată de semințe pentru cultura de legume și astăzi vreau să vă vorbesc despre hibrizi pentru cultura forțată sau în câmp liber, hibrizi de tomate. Aveți hibridul sau soiul Top Spot F1, aveți Keshkemeti, Lugas și Tomosa. Sunt
hibrizi de tomate cu creștere determinată, foarte, foarte renumiți în România și cu un gust deosebit. Eu chiar vă invit să încercați semințele de la Kertimat, pe lângă faptul că vă pierdeți în câte semințe au acolo, vă puteți face o grădină de legume excepțională, indiferent unde vreți să organizați grădina. Începând de la balcon, în spațiu protejat sau în câmp deschis. Și poate că nu este lipsit de interes să spunem că firma respectivă are și semințe amplasate pe bandă. Pentru cei care, mă rog, au probleme cu spatele și doresc totuși să facă agricultură, este foarte simplu. Banda este de 120 de centimetri lungime. Semințele spuse din loc în loc, la o distanță anume. Hârtia respectivă o întindeți pe canalul unde dumneavoastră vreți să semănați, acoperiți semânța, o udați și nu mai e nevoie să presărați și după aceea să răriți cultura. Da, vreau eu să răspund, îmi scriu pe Facebook telespectatorii care sunt interesați de aceste croșete de căpușe, unde le găsesc? Pe site-ul safepet.ro le găsiți, vă spuneam, în două variante, cu trei croșete sau cu două croșete în funcție de unde le purtați, în ghiozdan, la centură sau în torpedou la mașină sau în poșetă. Există mai multe variante pe site-ul safepet.ro. Noi luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim în câteva minute. Okay.